iunie 2017 poate însemna primul pas în ascensiunea oțelului Gabi Paraschiv, omul care a avut o contribuție majoră la cucerirea titlului din 2011, nu putea lipsi de la această sărbătoare. Sunt oameni de admirat, oameni de felicitat, dar oameni care trebuie ajutați pentru Meciul câștigat cu 4-1 în fața Gloriei Vești a fost doar un pretext pentru ca suporterii și jucătorii să sărbătorească împreună. Gândurile lui Stelian Bordeianu se îndreptau însă spre meciurile de baraj. Mă mulțumește, bineînțeles, este un prim pas care s-a făcut, câștigarea Ligii Județene. Greu de acum urmează, ne așteaptă două meciuri foarte dificile, dar sperăm să ne prezentăm în condiții cât mai bune și să fim la o formă sportivă. Până la meciurile de baraj, aveți repetiție în cupă, trebuie să vă luați revanșa în fața unii Draniștea. Așa că, da, este un moment care trebuie să-l depășim. A fost prima înfrângere, la fotbal se întâmplă, dar sunt două meciuri pentru calificare și trebuie să depășim și acest lucru. Este o repetiție în vederea barajului. Suporter Club Oțelul a făcut primul pas spre Liga a treia. Cel de-al doilea, care este și decisiv, va fi barajul programat pe 17 și 24 iunie.